despre viitor pot vorbi în măsura în care pot controla ceva. Nu știu să vă răspund. În același timp, ce pot să vă spun este că abordarea pe care o avem în ceea ce privește conținutul muzical arată cam așa. Pe de o parte, aș vorbi despre Radio România Muzical. Fac paranteză. Radio România Muzical este un fel de bijuterie a României, pentru că furnizează muzică clasică, acum avem frecvență și la Iași, deci ne adresăm unui public, ca să zic așa, și mai variat. Și din păcate, oamenii care stau acolo sunt și rari și destul de prost plătiți. Pentru că, deocamdată, noi n-am putut vorbi despre meritocrație, cine merită mai mulți bani. Ci am vorbit mai degrabă despre cum ne reglăm niște derapaje și cum facem ca salariul minim pe care îl avem în radio să fie un salariu mai mult decât cel de subzistență. Când o să discutăm despre meritocrație, sunt convins că Radio România Muzical va trebui să afle printre primele poziții ce trebuiesc incentivate din punct de vedere al salariului. Deci avem o abordare prin Radio România Muzical care face muzică și prezintă muzică clasică. Radio România Cultural are un mix. Acolo nu e doar muzică clasică, acolo este un mix făcut extraordinar de bine de cei care gândesc playlisturile de la Radio România Cultural. E o adevărată bucurie să asculți muzică adresată orelor, anumitor ore, anumite perioade din zi sau anumite perioade din an, foarte bine gândită, psihologic gândită sau sociologic bine gândită de cei care fac în interiorul Radio România Cultural muzica acolo. Radio România Actualități, un post mai generalist în care putem găsi uneori și muzică populară, putem găsi și muzică interbelică, putem găsi și muzică folk, putem găsi și muzică contemporană și artiști contemporani. Deocamdată eu n-am auzit vreodată să existe manele, dar să știți că din păcate am un pic de pregătire, aș spune chiar și muzicală, și nu consider că manelele sunt ceva ce trebuie neapărat aruncate la coșul istoriei muzicale, pentru că el prezintă un gen, un mix oriental, uneori într-o legătură inclusiv cu cultura română, destul de relevant și n-aș fi foarte, foarte sigur că o emisiune despre subiectul manele și despre rolul acestuia în societate, ilustrat ca atare, gândit într-un anumit fel și ales așa cum trebuie, ar fi de rău augur. Pentru că e foarte ușor să asociezi maneaua cu manelismul. Exact. Da. Ori la Radio România, cred că tocmai asta trebuie să punem niște teme și noi pe masă, să le discutăm, să le facem transparent, chiar dacă poate uneori cineva o să spună, aoleo, la Radio România s-au ascultat manele. Da, în momentul în care începi să promovezi cu obstinație un anumit gen de acest fel, să-l ai tot timpul și în textele respective, apar niște semnale care n-au de-a face cu misiunea publică. Fac paranteză, până la urmă despre asta e vorba. Noi trebuie să urmărim o misiune publică definită în Constituție. Acolo sunt niște valori. Acele valori le punem noi în practică. Atunci când discutăm inclusiv despre grile, despre modul în care se alege muzica, pornește de la valorizarea culturii române. Radio România e o instituție profund culturală. Nu înseamnă că furnizează doar conținut cultural în sensul de conținut artistic. Da. Cultura e ceea ce ne rămâne după ce uităm totul. Cultura e tot comportamentul nostru social. Radio România ne expune această cultură și o face într-un ansamblu care are legătură cu misiunea publică. Dacă și maneaua face parte din cultura națională într-un sens profund, ea trebuie într-un anumit fel exprimată, v-am spus, măcar documentaristic.